inspirativa. I had a very good training from him, and he was a big inspiration. Cum ați reușit în toți acești ani să mențineți o atât de impresionantă claritate și frumusețe în sunetul dumneavoastră, la care se adaugă întotdeauna un nivel ridicat în influența improvizatorică? In all the year. Well, the quick answer is I have no idea. Pe scurt, ați răspunde că habar nu am. Iar varianta extensă a răspunsului? The long answer is I have very good influences, and I think also I was very influenced by first the rhythmic aspect of playing. Varianta lungă a răspunsului este că am avut parte numai de influențe foarte bune. La început am fost influențat de aspectul ritmic al interpretării, apoi de articulații, de frazarea la chitară. Pentru un chitarist este important modul în care se succed accentele. În cazul meu, maniera interpretativă a început să se formeze încă din perioada copilăriei. De exemplu, eu niciodată nu alunec, nu pot glisa deasupra notelor, așa cum procedează chitariștii de rock, ci, din potrivă, am o manieră percutantă, ceea ce mă ajută întotdeauna în formularea stilului meu. I have a percussive style, so I help in the formulation of my style. În momentul următor, te audiți compoziția la Paradiso, compusă în albumul Orange and Blue din anul 1994. Iar Al Dimiola au participat la înregistrare de Steve Kiffman, la Cooper Erskine și Steve Gant, baterie, la Johnson Bass, Conrad Henry, trombone, Mike Pinero, trompetă,